Hai să ne uităm un pic care este, ce zic ei că e mână în luptă. Ce e mână în luptă? Reducerea gap-ului de TVA. Adică ce nu colectează statul. Păi, cum, care e structura gap-ului? Adică pe unde se pierd bani? Ne-au spus cumva, ne-au arătat public că au făcut o analiză să vadă de pe unde se pierd banii? Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu spun acum, repet acum ce am mai tot spus în ultimii ani. Niciuna din măsurile astea nu sunt făcute să combată evaziunea. Ele puteau fi un instrument în eficientizarea unei relații contribuabil cu statul, dar și în a da instrumente de analiză de risc ca să reacționezi mai repede. În România, așa cum sunt lucrurile acum, și te uiți că și noi am făcut ce au făcut și alții. Adică nu reinventăm roata. Numai că ultimul gap de TVA îl avem în 2021. Studiu. Da? În cei 3 ani anteriori, mediana gap-ului în țările Uniunii Europene a scăzut de pe la 10 la 5%. Media asta o stricăm și noi. În aceeași perioadă la noi a crescut de la 33 la 36. Ceva este complet greșit. Și atunci, ca să poți să dai dovadă că tu chiar îți dorești să reduci evaziunea, trebuie să te uiți de unde vine. Și acolo îndrepți acțiunile. Păi astăzi, dacă ne imaginăm că TVA-ul este așa, ca un tort, da? Că taxa pe valoare adăugată, de fapt, e un impozit pe consum. El este venit la bugetul de stat doar atunci când e plătit de cineva care nu are drept de deducere. Adică fie de instituțiile publice, fie de companiile scutite fără drept de deducere, bănci, societăți de asigurări, spitale, școli, da? Domeniile scutite fără drept de deducere, fie de gospodării. Uh-huh. Da? Împarți tortul în felii. Prima felie e consumul guvernamental, cam 20%, pe acolo. Aproximativ, date aproximativ, că e plus minus ceva. Consumul companiilor scutite fără drept de deducere și al ONG-urilor mai este și el o felie de 20%. Deci rămân o felie de 60%. Din asta, undeva în jur de 15-20% sunt facturile la utilități. Până aici nu există să cumpere nimeni fără să primească factură sau factură. Da, da? Din ce rămâne, 60-70% e retail-ul modern. Adică supermarketuri, hipermarketuri, magazine de mall. Unde nu există să cumperi fără TVA. Da? Benzinării. Da? Da. Nu există să plătești aici fără să ți se dea bon. Deci, practic, TVA-ul de la consumatori, în cea mai mare parte, e colectat. Din ce rămâne, mai rămâne așa, o feliuță mică de vreo 10-12%. Și dacă presupui că jumate... Pentru jumate nu-ți dă bon, dar e o presupunere la absurd, așa că în cea mai mare parte totuși se dau bonuri. Da? Și la retail-ul mic, și la restaurante, nu prea mai e să plătești fără... Plus că acum aproape toată lumea plătește cu cardul. Și dacă presupui că jumătate din ăsta e fără bon, tot nu-ți iese mai mult de un 5%, justificat așa, în B2C, practic. Ori toate măsurile astea sunt, acolo sunt îndreptate. Pe ăia 5 din 36. Da. Adică o șeptime. O optime. Cam pe acolo suntem. Restul este lăsat complet neadresat.